Dacii, războinicii de temut care au cucerit America. America este cunoscută de toată lumea. Se știe că primii locuitori ai continentului american au fost amerindienii și că America a fost descoperită de Cristofor Columb, care, rătăcit în drumul său spre Indii, a ajuns aici, botezându-i pe localnici impropriu indieni. Este cunoscut de asemenea faptul că numele Americii vine de la navigatorul Amerigo Vespucci. Sunt și lucruri însă mai puțin cunoscute despre acest continent de peste ocean. De exemplu, probabil sunt foarte puțini cei care au date despre prezența romanilor și chiar a dacilor în America. Savantul Robert Marks, președinte al Consiliului American de Arheologie Subacvatică, declara în 1982, prin intermediul agenției de presă UPI, că în timpul unor cercetări efectuate în largul portului brazilian Rio de Janeiro, au fost descoperite fragmente de vase și amorfe romane, vechi de aproximativ 2000 de ani, răspândite pe o suprafață de 300 de metri pătrați. Prezența romană în America de Nord este certificată de asemenea printr-o monedă romană republicană din secolul IV înainte de Hristos, descoperită în anul 1833 în largul portului Norfolk din statul Virginia, iar în 1913 s-a descoperit în statul american Illinois o monedă romană datând din secolul II înainte de Hristos. Probabil că la fel de puțin cunoscută este și prezența vikingilor danezi pe coastele americane. Mai mult, Danemarca se numea până târziu, în evul mediu, Dania, iar locuitorii ei, Dani, denumirea de danezi apărând destul de târziu. Potrivit marii enciclopedii franceze, Dani era unul dintre etnonimele sub care erau cunoscuți dacii în antichitate. Din aceste date, nu putem trage decât o singură concluzie. Danii sau dacii, războinicii de temut, au ajuns în America. Se speculează de asemenea că pe tărâmul Americii au ajuns și cavalerii templieri, refugiați din fața furiei lui Filip al II-lea și a Papei. Numele sub care acest dublu continent era cunoscut acestora era America. Cu toate acestea, influența romană în America este nulă, deși, din moment ce există monedele despre care am amintit, înseamnă că exista o viață organizată, în cadrul căreia se vindea și se cumpăra. La aceasta se adaugă enigmaticele tradiții, obiceiuri și mituri ale amerindienilor, populația băștinașă a celor două Americi, care se mai numesc indieni nativi. La mulțimea de neamuri ale Americii de Nord și la sofisticatele civilizații ale Americii de Sud și Latine, se adaugă Viracochas, civilizatorii și inițiatorii Americilor, pe care istoricii și mai ales atlantologii îi identifică cu atlanții hiperboreeni. Miturile și tradițiile indienilor americani, fie ei din America de Sud, fie din America de Nord, vorbesc despre lucruri ciudate în legătură cu acești civilizatori Viracochas. Cartea sacră a maiașilor Kish, numită Popol Vuh, Cartea Poporului, amintește despre o epocă de aur a omenirii, timp în care exista un paradis terestru, în care oamenii trăiau fără griji, plasat undeva în răsărit și aflat sub conducerea Născătoarei și a Făuritorului. De asemenea, aflăm din același corpus de texte maiașe că la plecarea lor, zeii civilizatori au spus poporului maiaș următoarele: noi ne întoarcem la neamul nostru, domnul cerbilor se și află acum pe locul său, el se zărește acolo, în cer.
Aflăm astfel că paradisul Maiaș se afla undeva în răsărit și că acesta se afla sub ocărmuirea născătoarei și a făuritorului și că neamul zeilor civilizatori era condus de domnul cerbilor. Cu alte cuvinte, făuritorul este același cu domnul cerbilor. Din tradiția neamului Maiaș, aflăm un fapt și mai surprinzător. Quetzalcoatl, șarpele cu pene, avea piele albă și era numit Noapte Vânt. Revenind la Popol Vuh, cartea poporului a maiașilor chiși, aflăm că primul vânt vine dinspre est, unde se află paradisul terestru. Prin urmare, știm că în limba maiașă numele șarpelui cu pene desemnează vântul de miază noapte, și mai știm de la maiașii chiși, de această dată, că paradisul terestru se află în est. Astfel că avem direcția din care a venit în America șarpele cu pene. A apărut dinspre est, dar patria lui era în nord. Despre același șarpe cu pene mai aflăm că pe lângă pielea albă, mai purta și barbă și era îmbrăcat în haină albă. Jurnalistul și scriitorul britanic Graham Hancock îl identifică pe acest șarpe cu pene cu Viracocha adorat în regiunea Callao, în jurul lacului Titicaca. Pentru a vedea și a certifica odată în plus originea șarpelui cu pene, cităm o tradiție a localnicilor. Thampa a apărut în Altiplano în vremuri străvechi, venind dinspre nord cu 5 discipoli. Un bărbat alb cu înfățișare augustă, cu ochi albaștri și cu barbă. Din alte mituri Maya, aflăm că oamenii din paradisul terestru ființau și rătăceau acolo în răsărit. Pornind de la șarpele cu pene, Quetzalcoatl, numele său Maiaș ne trimite direct în extremul nord, limita cunoscută a Europei străvechi, dincolo de care, ne spune Herodot, nu se știe ce se află și cine locuiește acele meleaguri. Limita lumii cunoscute a anticilor europeni era Istrul sau Dunărea, dincolo de care locuiau Pelasgii, Hiperboreii, Atlanții, străvechii daci. Numele șarpelui cu pene, Quetzalcoatl, înseamnă vântul de miază noapte, prin aceasta el fiind identic cu Boreas, șeful clanului Boreazilor, care erau preoții cultului Zalmoxian din Hiperborea. Mai mult, descrierea caracterelor sale tipologice, alb, cu barbă și cu ochii albaștri, se potrivește tipului uman carpato-dunărean, despre care istoricul Nicolae Densușianu ne spune că Pelasgii erau pletoși, cu piele albă și cu ochii în care se reflectau culoarea cerului și a pământului. În plus, preoții zalmoxieni oficiau îmbrăcați în alb. Quetzalcoatl, șarpele cu pene, era reprezentat la amerindieni sub două aspecte, șarpele cu pene și șarpele dublu al creației. Ambele reprezentări sunt prezente în simbolistica Pelasgo-Getodacă. Pe columna traiană apare reprezentarea dragonului dacic ornat cu pene, iar cei doi șerpi sunt șerpii creației care se încolăcesc în jurul caduceului hermetic, pornind în două direcții diferite pentru a se reuni în vârful acestuia. Pentru a desemna și mai clar originea lui Quetzalcoatl, șarpele cu pene, de remarcat că Hiperborea Apolinico-Zalmoxiană era plasată de toți autorii antici în Dacia, unde era centrul Imperiului Pelasg și al religiei Făuritorului și Născătoarei. Fapt surprinzător, miturile Maya ne spun că oamenii din paradisul terestru, Hiperborea greacă, rătăceau acolo în răsărit și au dreptate, pentru că după ce Pelasgii și-au organizat centrul politico-administrativ și religios la Dunărea de Jos, și-au extins dominația binefăcătoare asupra întregii Asii Mici și Europe, mai apoi pornind să colonizeze Orientul Mijlociu și îndepărtat. Acest fapt este denumit de Nicolae Densușianu Marea Migrațiune Pelasgă,
iar de Vasile Lovinescu, Marea Migrațiune Hiperboreană. Dar cine era făuritorul și cine era născătoarea? Mitologia pelasgo-dacă, moștenită de români, ne spune că oamenii s-au născut din pământ și din cer. Când vine vorba despre aceste două divinități, făuritorul și născătoarea, tradițiile Maya îi numesc inima cerului și inima pământului. Mai mult, tradițiile pelasge ne spun că cerul și pământul erau părinții celor dintâi oameni, iar vechiul poet epic Asiu spune și mai specific, cu referire la născătoare, că Pelasg, primul om, s-a născut din pământul negru pe crestele înalte ale munților. Iar pământul, străvechea divinitate cunoscută sub numele de Gaia, Dakia, Dokia, este descrisă de tradițiile antice ca mama educatoare și născătoarea tuturor. Referitor la munți, știm că zeii popoarelor amerindiene din America de Sud locuiau în munți, întocmai ca Zalmoxe și preoții săi, și că cel mai lung lanț muntos de pe pământ, Cordiliera Sudamericană, poartă numele de munții Anzi. Iordanes, în Getica, ne spune despre geți, pentru aceste victorii mari, ei au numit pe conducătorii lor semizei, adică Anzi și nu simpli oameni. Să fie o pură coincidență? Mai mult, prima țară colonizată de pelasgii hiperborei a fost Sumerul, unde regii purtau numele de Ensi, care seamănă uimitor de bine cu Anzii dacilor și cu locurile zeilor sudamericani, munții Anzi. Situația devine de-a dreptul ciudată atunci când citim la istoricul Nicolae Densușianu, cerul și pământul erau cei dintâi zei consacrați ai lumii vechi. Lor, pentru prima oară, li s-au dedicat vârfurile cele mai înalte ale munților, dealurilor și promontoriilor, cu deosebire înălțimile, unde se adunau norii și se formau precipitații. În munți se aflau templele și altarele lor, aici li se aduceau sacrificii, după un rit arhaic misterios, aici se celebrau festivitățile religioase. Într-una din tradițiile menționate, făuritorul, aspectul masculin al lui Zalmoxe, devine domnul cerbilor. Devine de-a dreptul ciudat dacă ținem cont că descoperirile antice arată că cerbul are un caracter sacru atât la pelasgi cât și la români. În colindele românești, culoarea sură a cerbului îi conferă suveranitatea sacră, iar pe una dintre stemele mușatinilor, stema orașului Baia, prima capitală a Moldovei, apare un cerb decapitat. Mai mult, muntele sacru unde se afla columna cerului, axa lumii despre care grecii spuneau că se află în Hiperborea, paradisul terestru al Bibliei, și de-a lungul căreia comunicau energiile vitale ale cerului și pământului, inima cerului și inima pământului, era plasat în Dacia și se numea Cogaion. Tocmai acest munte atât de sfânt al antichității străvechi și clasice, dacă este privit dinspre nord, oferă o surpriză uimitoare. Culmile sale formează imaginea schițată a unui cerb. Astfel că făuritorul, devenit domnul cerbilor, se identifică cu Zalmoxe. Și chiar mai mult, Ardealul, teritoriul ce se deschide dincolo de Cogaion, se numea în vechea limbă Hardeal, ceea ce înseamnă Casa Domnului. America de Sud oferă și alte surprize care trimit la patria de origine a zeilor lor. De această dată, incașii sunt cei care oferă o surpriză rasială. Primii locuitori ai Perului aveau grupa sanguină A, necunoscută în America de Sud până la venirea europenilor. Există ipoteza potrivit căreia conducătorii incașilor vorbeau o limbă secretă cu echivalenți și în limba sanscrită. Numai că arienii care au invadat India, punând bazele culturii vedice, erau pelasgii conduși aici de către prințul Rama. Având în vedere grupa sanguină amintită,
nu putem deduce decât că vechii incași erau europenii pelajgi din paradisul terestru Hiperborea. Stela bărboșilor, descoperită în 1940 de către etnologul american Matthew Sterling în La Venta, un sit arheologic precolombian al civilizației Olmec, aflat în statul mexican din Tabasco, reprezintă imaginea unui om de tip caucazian, cu nasul proeminent și cu o barbă lungă și stufoasă. Același lucru este valabil și în cazul celorlalte figuri caucaziene descoperite în La Venta. Una era sculptată în basorelief pe o placă de piatră, aproximativ circulară, cu diametrul de circa un metru. Îmbrăcat cu un fel de pantaloni mulați pe corp, trăsăturile sale erau cele ale unui anglosaxon. Avea o barbă deasă și ascuțită și purta pe cap o cușmă ciudată. Observăm că toate aceste figuri poartă barbă. Grecii, romanii, sumerienii, egiptenii antici nu purtau podoabă facială, unii dintre ei, precum egiptenii și amerindienii, fiind spâni. Mențiunea caucazian elimină din start tipul viking și cel celt. Ciudat este însă faptul că peruvienii poartă ițari, ca și vechii daci și românii actuali. Vedem că același port este valabil și pentru olmeci, a căror capitală era la La Venta. Iar cușma este simbol al distincției nobiliare la daci, fiind purtată de Tarabostes și de Zalmoxe, imaginea întruchipată de Sfinx. Cușma este simbolul nobleței la pelasgi, iar pentru a vedea tipul caucazian despre care se vorbește, a se vedea imaginea lui Decebal de pe columna lui Traian. Prezența dacilor în America de Nord poate fi certificată prin existența a două toponime derivate din rădăcina dac. Dakota de Nord și Dakota de Sud. Se știe că singurul popor ce purta această denumire în toată antichitatea și până în evul mediu târziu sunt locuitorii spațiului Carpato-Danubiano-Pontic, a căror țară se numea Dacia. Mai știm de asemenea că teritoriul locuit de un popor, oricare ar fi acesta, capătă denumirea stăpânilor lui: Imperiul Persan de la Persani, Imperiul Roman de la Romani, România de la Români, Ungaria de la Unguri și așa mai departe. Mai știm că, pentru unele izvoare antice, Dacia era percepută ca Dacia, deci rădăcina Dac, așa cum apare ea în toponimul Dakota, are suport real. Denumirea statelor Dakota este însă una compusă din Dac plus sufixul Ota. Ce să însemne aceasta? Este uimitor faptul că multe nume românești au terminația Ota, aul final devenind Ă. Albotă, Arnota, Laiotă, Vlahotă. În toate cazurile menționate pentru limba română, terminația Otă sau Ota are semnificația de mic. În cazul de față, se poate observa că denumirea Dakota, aplicată teritoriului locuit de indienii Dakota, nu înseamnă altceva decât dacii mici. Potrivit marii enciclopedii franceze, pentru că vorbeau o limbă Sioux, indienii Dakota au fost incluși de către alți amerindieni în Marea Uniune de Triburi Sioux. Numai că numele de Dakota se aplică în mod special Uniunii de Triburi ce stăpânea cursul superior al fluviului Mississippi, întinzându-se în vest până la munții Black Hills și mai departe până în munții Stâncoși, având ca graniță nordică Canada, iar limita sudică râurile Big Sioux și La Plata. De aici se poate deduce că etnonimul Dakotas a existat de sine stătător înainte de includerea sa în Marea Uniune a Triburilor Sioux, din moment ce se aplică unei populații ce se putea delimita geografic pe un anumit teritoriu. În plus, unul dintre statele americane locuite de indienii Dakota în trecut purta și mai poartă numele de Montana.
Foarte ciudat, pentru că în limba română actuală, o zonă pe a cărei teritoriu se află munți se numește Montana, iar Montana este un stat american muntos. Sioux este considerată cea mai mare uniune de triburi din America de Nord. Numele său provine din rădăcina Sioux. Tocmai aceasta este ciudățenia, pentru că sub denumirea de Sioux erau cunoscute de către chinezi triburile de Yuechi, geți, ce ocupau un teritoriu imens ce se întindea din Asia Centrală până la Oceanul Pacific. Există încă cel puțin două surprize în America de Nord, anume tribul indienilor Cheyenne, a cărui denumire seamănă uimitor de mult cu cea a tribului Dac al Caenilor, și statul american Illinois. Această ultimă denumire americană seamănă uimitor de mult cu toponimul Ilion, aplicat cetății pelasgo-tracodace Troia. În ceea ce privește obiceiurile și tradițiile nord-americane, toate popoarele indienilor nord-americani cred în Marele Spirit. Acesta este cunoscut de cele mai multe ori sub numele de Manitou. Acest Manitou este considerat zeul suprem de către amerindieni, el fiind stăpânul veșnicelor plaiuri ale vânătorii, unde mergeau războinicii după moarte. Foarte ciudat, pentru că Zalmoxe, marele zeu al dacilor, le spunea acestora prin intermediul marilor săi preoți că nici el, nici oaspeții lui și nici urmașii acestora în veac nu vor muri, ci se vor muta numai într-un loc unde, trăind de-a pururi, vor avea parte de toate bunătățile. Mai mult chiar, numele Manitou ar putea avea legături cu Zalmoxe. Densușianu ne spune despre Zalmoxe că, în calitate de stăpân al lumii de dincolo, se numea Manes, denumire ce desemna pur și simplu la origine sensul de mare. Mai mult, la romani care moșteniseră credințele lor de la etruscii plecați din Apuseni în mileniul 3 înainte de Hristos, manii erau spiritele străbunilor plecați pe lumea cealaltă. Prin urmare, Zalmoxe, mai mare peste spiritele strămoșilor plecați, era chiar Marele Spirit. Indienii îl desemnau pe Manitou ca pe un vultur, de fapt simbol al regalității la toate popoarele antice, numai că vulturul era și emblema lui Zeus, pelasgicul care era Zalmoxe. La daci, Zalmoxe era reprezentat ca un șarpe și este cunoscută onomastica indiană care prevalează în nume precum șarpele cel mare sau micul șarpe. Chiar neamul indienilor Dakota se autodenumea cu titlul de Little Snakes, șerpii mici. Ca și putere, forță divină manifestată pe pământ, simbolul lui Zalmoxe era ursul, iar indienii americani purtau nume Mare Urs, Șapte Urși, Micul Urs. Din legendele menționate de Vasile Lovinescu, aflăm că tatăl moldovenilor este un taur sau bour alb. Numai că taur, bizon, ruda bourului și zimbrului sunt frecvente la amerindienii nord-americani. Întocmai cum la pelasgi și la daci existau nume ca Diogenes sau Zalmodegicos, Diuspor, fiecare în legătură cu Marele Zeu. Lupul este un alt element existent atât în tradițiile dacice, cât și în cele amerindiene, fapt deosebit mai ales într-o zonă în care nu există lupi, ci numai coioți, rudele fricoase ale lupilor. Știm că numele dacilor derivă din cuvântul traco-frigian, daus, care înseamnă lup. Ori lupul este unul dintre cele mai răspândite nume la indieni, iar la români chiar există numele de familie Lupu. Mai mult, lupul era un simbol zalmoxian, Zalmoxe fiind numit și Licaios. Și câteva identități de cultură ne pun pe gânduri. Ritmul tam-tamurilor amerindiene, care impuneau mișcărilor dansurilor sacre amerindiene, se aseamănă uneori până la identitate,
cu acompaniamentul dobelor ce acompaniază colindele, incantațiile sacre ale românilor. Platon ne vorbește la Daci despre practica descântecelor în vindecările de anumite boli, iar vraciul indian tocmai aceasta făcea, descânta bolnavul pentru a alunga spiritul rău, adică boala, care se cuibărise în corpul pacientului. Mai mult, englezii i-au numit pe vracii indieni medicine men, adică un soi de medici empirici, și chiar și azi, la românii de la sate, mai există valabilă medicina babelor, ce folosește descântece și fel de fel de obiecte magice. Acești vraci erau însă și deținătorii cunoașterii sacre, a ritualurilor, tradițiilor și legendelor, ei înșiși având în dotare un arsenal de obiecte magice. La fel ca vracii străvechi din ținuturile Traciei, ce aveau obiecte magice în dotare și care umblau pe nori, solomonarii. Și în ritualurile acestor vraci amerindieni, fumul sau norii jucau un rol crucial uneori. Indienii Yenapi, din neamul Delawareilor, credeau că toate acestea s-au petrecut tare de mult pe pământ, dincolo de oceane, la începutul pământului. Dacă primul ocean, căci se folosește oceane și nu ocean, desemnează Oceanul Atlantic, celălalt desemnează fluviul danubian. În trecut, Dunărea era cunoscută sub numele de Oceanos Potamos sau fluviul ocean. Sursă de documentare: colțuladevărului.blogspot.it